În România, o afacere de familie pune în pericol transportul turiștilor în Salina Prahova. Firma care are contract ca să transporte vizitatorii în subteran folosește microbuze care circulă fără inspecția tehnică periodică. Inspectorul Pro a demonstrat acest lucru, iar Ministerul Transporturilor a declanșat o anchetă. În paralel, primăria din Slănic vrea să preia mina de sare de la Salrom ca să facă investiții. Nereguli mari la poarta uneia dintre cele mai frumoase rezervații naturale din România. Firma care transportă turiștii în subteranul Salinei Prahova pune în pericol siguranța vizitatorilor. Autovehiculele vechi, rupte și poluante circulă uneori chiar și fără inspecții tehnice periodice, în văzul tuturor pentru că nimeni nu ia măsuri. Primăria, poliția, Ministerul Transporturilor și cel al economiei se întrec în indiferență. O exploatează la maxim până, Doamne ferește, se întâmplă ceva. Momente de cotitură au fost. În urmă cu un an, un microbuz cu 22 de turiști israelieni s-a răsturnat într-o curbă. 17 persoane, printre care 10 copii, au ajuns la spital. Crazy show! No! Pum! You were hurt? And this. How do you feel now? Accidentul a fost un semn clar că transportul la Salina se face fără respectarea normelor de siguranță. Credeți că a învățat cineva ceva? Că semnalul de alarmă a scos autoritățile din nepăsare? Împreună cu Dan Barbu, președintele Asociației Societăților de Servicii Auto Independente, o echipă de la Inspectorul Pro a filmat în mina de sare microbuze la fel de periculoase ca în anii trecuți. Turiștii habar nu au cu ce coboară în subteran până la 208 metri adâncime. Vine unul care circulă mai tare și lovește un microbuz de ăsta. Cum rezistă microbuzul ăsta la un impact? Sfărâmă direct. Inspecția tehnică periodică pare să nu fie o problemă pentru transportator. Filmarea pe care o vedeți a fost făcută într-un microbuz care nu mai are ITP de 2 ani. Adulții și copiii din imagine au fost aduși la suprafață cu o mașină care nu mai are drept de circulație din august 2017. O mare parte din ele nu pot circula pe drumurile publice, acele microbuze nu pot lua în mod legal ITP-ul. Directorul tehnic al firmei Griro, Grigore Aurel, pare mai degrabă interesat de numărul de înmatriculare al vehiculului decât de gravitatea faptelor. Unele dintre ele, am aflat din surse sigure, că nu au ITP. Nu au ITP? Da. Domnișoară, există site-ul, luați numărul, intrați pe site-ul, verificați. Cel puțin una care m-a dus pe mine în mină nu are ITP. Care, domnișoară? Dumneavoastră spuneți că sunteți în regulă cu toate mașinile și toate au ITP, totul este în regulă, da? O să aflu cu ce număr am coborât de la voi, dacă nu vreți. De unde știu ei cu ce am coborât eu? Sau când? Nu cunoaște lumea care nu-i din oraș. Poliția rutieră a venit în control să verifice informațiile noastre. Timp de 2 zile, polițiștii au putut să vadă cu ochii lor în ce condiții se circulă în subteran. Bună ziua, așa fac un dezmenonat pe poliția rutieră, documentele vă rog. Să dați-mi și mie autorizația pentru parbriză la spart. Aveți? Păi trebuie să o aveți la dumneavoastră, nu să-l sunați pe șef. Se va întocmi un proces verbal. Griro Transport SRL duce turiștii în Salină din iulie 2015. A fost singura firmă care s-a înscris la licitație. Contractul prevede ca transportatorul să primească 682.000 de lei pe an din cele 3,36 de milioane de lei cât rezultă din încasări. Potrivit Registrului Comerțului, societatea aparține doamnei Grigore Constanța, administrator și asociat unic. Soțul ei, Grigore Aurel, este directorul tehnic. Fratele acestuia, Grigore Adrian, este inspector de trafic rutier la Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier din Prahova, iar soția inspectorului, Grigore Roxana, lucrează și ea la aceeași firmă de transport. ISCTR este instituția care ar fi trebuit să tragă pe dreapta microbuzele neconforme. În urma sesizării făcute de Inspectorul Pro, Ministerul Transporturilor a declanșat o anchetă. Riscă sancțiuni contravenționale. Pe de-o parte, amenzile scumpirise de la 9 la 12.000, ca și valoare de lei, cât și suspendarea dreptului de utilizare până la remedierea deficiențelor. În ultimii 2 ani, societatea are amenzi contravenționale în valoare de 24.000 de lei aplicate. Salina Prahova este parte din Salrom, compania națională a sării, al cărei acționar majoritar este statul prin Ministerul Economiei. De pe urma vizitatorilor din Slănic, Salrom încasează minimum 2,7 milioane de lei pe an. Directorii regiei din Prahova nu sunt în stare să spună câți bani se întorc în investiții. Nu avem direct?
Întrebam dacă puteți să ne acordați două minute să vorbim puțin despre transport în principiu. Nu. Nu, nu pot. De ce? Adică nu am autoritate în sensul ăsta. N-ați spus că sunteți un fel de director? Aici, la sucursală. Unele mașini de aici nu au ITP. Mi se pare foarte grav. Nu cred. Așa ceva. Nu sunteți dumneavoastră director. Ce fel de director? De exploatare. Simona Drăgoi. Nu pot să vorbesc, îmi pare rău. Nu chiar puteți? Nu pot să apar, nu? Nu. Nu. Nu avem voie. Deci mare drag. De la directorul general, numai dânsul are competența. Dumneavoastră trebuie să asigurați un transport sigur. Exact, da. Și în momentul de față el nu este sigur. Cine răspunde de încheierea contractului este societatea. Știu, dar oamenii de aici mă întreb eu, nu ar trebui să verifice dacă ei își îndeplinesc condițiile după încheierea contractului? Da, bineînțeles, dar se face asta, dar se face vizual. Păi noi am aflat că nu au toate mașinile ITP, care duc turiști în mine, de exemplu. Nu, asta nu cred. Directorul general al Societății Naționale a Sării ne-a precizat într-un e-mail că e profund interesat ca activitatea turistică de la mină să se desfășoare în condiții de maximă siguranță și că firma Griro Transport SRL nu se mai ocupă de vizitatori. Până la sfârșitul lunii aprilie va fi desemnat prin licitație deschisă un alt transportator. Remus Moraru, primarul comunei Slănic, spune că e sătul de nepăsarea afișată de conducerea minei. Edilul susține că problema transportului turiștilor în subteran s-ar fi putut rezolva elegant dacă ar fi existat interes pentru repararea liftului, care a căzut în gol în 2014. Din punctul său de vedere, marea urgență ar fi însă alta. Zăcământul de sare se poate prăbuși în orice moment. Transmit și un semnal de alarmă. Cea mai mare nenorocire, din păcate, acum este că zăcământul sus trebuie puțin consolidat, să nu pice bolovan din ăștia de sare. Da, pe turiști. Vă dați seama, la 200 de metri, 50 de grame să spice în jos, te îngăurești. Tocmai de aceea, autoritățile locale vor să treacă Salina în patrimoniul Consiliului Județean. Numai așa, pretind ele, ar putea să o refacă integral cu fonduri europene. Și, cum promisiunile fără acoperire nu dăunează grav sănătății, primarul din Slănic susține că aceasta ar fi singura posibilitate ca cea mai mare mină de sare din România să devină și una dintre cele mai mari atracții turistice europene.